am decis și astăzi voi înainta Curții Constituționale, în baza prevederilor legii, o sesizare privind conflictul între guvern, ca organizator al alegerilor și responsabil de procesul electoral, și președintele României, privind implicarea acestuia în campanie electorală. După cum știți foarte bine, există categorii de persoane în România care au drept de vot, dar nu au voie să facă campanie electorală, începând cu judecătorii Curții Constituționale. Nu cred că judecătorii Curții Constituționale pot să vină la servici cu tricouri, cu un partid sau cu altul. La fel e valabil pentru ambasadori, nu vreau să-mi închipui ambasadori făcând campanie electorală și ar pierde locul de muncă imediat. Magistrații, judecătorii și procurorii n-au voie să facă campanie electorală, nu înseamnă că nu votează. O să se ducă pe 25 să voteze, dar nu au voie să facă campanie electorală. Prefect sau suprefect, i-aș elibera imediat din funcție dacă ar face campanie electorală, militari, la fel. Deci există niște categorii clar prevăzute de lege și de Constituție care au drept de vot, au dreptul la opțiuni politice, dar nu au dreptul să facă campanie electorală. Și prin această sesizare vreau ca să fie foarte clar din punctul de vedere al guvernului care organizează alegerile și care răspunde de campanie electorală că președintele și alte categorii de persoane care ocupă funcții publice nu au voie să facă campanie electorală. Vreau să dau doar un singur citat în acest sens. Implicarea șefului statului în campanie este profund necondițională și încalcă litera și spiritul Constituției. În legea fundamentală se stipulează foarte clar că șeful statului trebuie să fie garantul respectării legii și trebuie să fie echidistant. Domnia sa este prima persoană care uită de litera Constituției și interpretează textul acesteia în favoarea unui partid politic. Așa a spus domnul Emil Boc în 2004. Am încredere că uneori are opinii corecte domnul Emil Boc și vom pune în sesizare și acest citat din domnul Boc, jurist, fost prim-ministru. Sunt convins că în felul acesta campania electorală și pentru europarlamentare și pentru prezidențiale se va desfășura cu respectarea Constituției.